Ai acasă așa ceva? Te-i putea îmbogăți. O monedă de 100 de lei din anul 1936 se vinde cu 100.000 de, de euro pe internet. Conform cancan.ro, pe platforma OLX, un utilizator a dat spre vânzare o monedă de 100 de lei din anul 1936, cu chipul regelui Carol al ii Moneda se află în stare perfectă, este de colecție și se vinde la prețul de 100.000 de, de euro pentru colecționari. Această monedă poate fi o adevărată comoară. Potrivit anunțului postat pe platformă, gravorul acestei monede ar fi fiul unui sculptor din Timișoara. Moneda de colecție emisă în 1936, în timpul domniei regelui Carol al II-lea. Gravorul monedei se numește Galea, fiul unui cunoscut sculptor din Timișoara. Se arată în anunțul postat pe site. Moneda de 100 de lei din anul 1936, emisă în timpul regelui Carol al II-lea, are un diametru de 27 mm și o grosime de 2 mm. Are o masă de 8,2 mm. Grame. Moneda din nichel cu o muchie zimțată securizată este ornamentată cu două linii ondulate, separate cu câte un romb, iar axa mică este verticală. Reprezintă pe avers valoarea nominală de 100 de lei, dar și anul 1936, stema României, o ramură de laur, o ramură de stejar și un cerc perlat. În revers este inscripționat Carol al II-lea, regele românilor. Pe avers, sub gâtul regelui Carol al II-lea, apare numele Jalea, fiind de fapt numele designerului și anume Ion Jalea, relatează Cancan.ro.